Nu vine să cred. Nucleul interior al Pământului și-ar fi oprit rotația și și-ar fi schimbat direcția. Așa sună o știre recentă. Vă mirați, nu? Cum să se oprească, nene, nucleul din rotație? Păi dacă se oprește, am încurcat-o cu toți. Uragane, inundații, raze cosmice, Dumnezeu știe ce ne așteaptă. De fapt, e mult mai simplu. Nucleul interior al Pământului este o bilă metalică solidă, adânc în interiorul planetei. Te aștepta să se rotească sincron cu straturile exterioare ale Pământului. Mai fluide, nu-i așa? Dar nu este așa. Nucleul ăsta se învârte puțin mai repede sau mai încet față de straturile exterioare, într-un ciclu de 70 de ani. Câteodată nucleul o ia înainte, altădată rămâne în urmă față de straturile exterioare. Diferența de rotație este mică și a putut fi măsurată doar studiindu-se undele seismice de la cutremure masive și reflecțiile acestora date de nucleul dur al Pământului. Deci de această mișcare relativă este vorba, între rotația nucleului și straturile exterioare. Știrea corectă ar fi trebuit să fie așa. Nucleul interior al Pământului și-a încetinit rotația față de straturile exterioare, dar continuă să se învârtă cu o viteză amețitoare. O știre care se va repeta peste 70 de ani. Lăsați un comentariu cu părerea voastră despre această neînțelegere. Încă un tânăr electrocutat pe vagonul de tren. Nu faceți așa ceva! Dacă tu crezi că te electrocutezi doar dacă atingi firul, te înșeli. Ești în pericol de electrocutare din momentul în care te sui pe vagon. Nu știai asta? Păi ține minte! Te poți electrocuta chiar fără să atingi firul de înaltă tensiune. E suficient să fii la 1,5 metri depărtare de el. Că unii vei spune, știu că firul are 27 de kV. Știu cum curentul electric curge între fir și șina alimentând motorul locomotivei și știu că, dacă ating firul, curentul se va scurge la șină prin mine și voi fi electrocutat. Dar nu e numai asta. Firul de înaltă tensiune ionizează aerul din jur. Iar tu, dacă te urci pe vagon, devii efectiv un paratrăsnet pentru tren. Adică are loc o străpungere de electricitate a aerului și curentul se scurge de la fir, prin aer, apoi prin tine, la pământul pe care stau șinele, chiar dacă tu ești la 1 metru depărtare de firul de electricitate. Consecința, vei fi electrocutat instantaneu chiar dacă nu ai atins firul. Va fi ca un trăsnet. Așa că, dragi prieteni, nu vă apropiați pe niciunde de liniile de înaltă tensiune. Nu veniți în apropierea lor. De asta și se semnalează așa. Veți fi electrocutați chiar și de la distanță. Iată ce se poate întâmpla. Aceasta este o simulare NASA a unui zbor într-o gaură neagră supermasivă înconjurată de un disc de gaz fierbinte, incandescent. Pentru cameră, timpul încetinește față de cel al unui observator îndepărtat. Acesta se mișcă acum atât de repede, încât simularea încetinește pentru a vedea mai bine. Viteza camerei face ca sursele de lumină direct în față să devină mult mai luminoase. Acum, camera își începe plonjarea de 10 minute spre orizontul evenimentelor. Orizontul evenimentelor este o limită spațială dincolo de care nimic, nici măcar lumina, nu poate scăpa din gaura neagră. Camera atinge orizontul evenimentelor. Acum, lumina din afara Universului încă strălucește înăuntru, dar nu poate pleca niciodată. Camera de filmare este distrusă. Microsecunde mai târziu ajunge la singularitate. Din cauza turbulențelor din aer, un om a fost aruncat în locul rezervat bagajelor și a rămas blocat acolo. Cum se poate? Cel mai des, turbulențele în aer apar din cauza mișcărilor imprevizibile ale maselor de aer, pe care piloții nu le pot vedea pentru că aerul este transparent. În mod normal, avionul este ținut în aer de forța sa portantă. Aerul care curge mai repede pe partea de sus a aripii, efectul coandă, creează o presiune statică mai scăzută. Și atunci, presiunea aerului din partea de jos a aripii împinge eficient avionul în sus, învingând forța de gravitație ce acționează asupra avionului, rezistența aerului din partea de sus fiind acum mai mică. Aerul nu este însă liniștit. Câteodată stă pe loc, uneori creează curenți de aer, iar alteori chiar vârtejuri sau turbulențe. În acest caz, presiunea aerului se va schimba brusc pe cele două aripi și avionul începe să se comporte ca o mașină care merge pe un trunc cu grop. Pasagerii sunt aruncați fie în sus, fie în stânga sau dreapta de forțele inerțiale, așa cum se întâmplă și la mașină. Fără centură poate fi periculos. Ce se recomandă? Purtați centura de siguranță. Dacă vă e frică, alegeți un loc în centrul avionului, în dreptul aripilor. Acolo unde turbulențele sunt resimțite mai puțin. În ultimă instanță zburați dimineața. În timpul zilei sunt mai multe turbulențe din cauza aerului mai cald. Tu ai pățit vreodată așa ceva în zbor?
Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de azi locuitorii acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la întreaga bază de date a filmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO, etc. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion și camere de hotel la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert de la Surfshark One, poți monitoriza datele tale, verifica posibilele breșe, primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Asigură-ți confidențialitatea cu Surfshark, intră pe linkul meu din descriere și introduc codul promoțional PRESURĂ. Astfel vei obține 4 luni gratuite. Asta este o poză reală a unui quasar făcută recent de telescopul James Webb. Zici că e un inel. Cele 3 puncte de sus sunt aceeași imagine a unui quasar aflat la 6 miliarde de ani lumină depărtare. Quasarul ăla la care te uiți tu acum este o gaură neagră supermasivă care a devorat acum 6 miliarde de ani stelele din jur. Stelele au fost pulverizate, ajungând să cadă în gaura neagră printr-un disc de acreție foarte luminos. Lumina asta o vezi tu. Adio, stele! Dar de ce se văd 3 imagini? De fapt 4, că mai este una jos. Pentru că lumina de la quasar, până să ajungă la noi, a trecut pe lângă o galaxie, care se vede cu albastru în centru. Galaxia asta a deformat spațiul din jur, iar razele de lumină au fost deviate, efect cunoscut sub numele de lentilă gravitațională. Datorită acestei deviere a razelor de lumină, lumina vine de la noi, de la quasar, din 4 direcții diferite. Acestea sunt cele 4 puncte din imagine. Mai mult, imaginile quasarului sunt mărite, iar razele nu ajung sincron, ci în timp diferiți. Folosind aceste informații, astronomii au putut măsura raza discului de acreție. Este de doar 3 ori mai mare decât raza orizontului găurii negre. De aici astronomii au dedus un lucru extraordinar. Gaura neagră se rotește în jurul axei proprii cu o viteză care este în dreptul orizontului jumătate din cea a luminii. Priviți încă o dată această imagine, acolo este cu adevărat o altă lume, îndepărtată și străină de a noastră. Nu pot să cred asta, au construit cel mai precis ceas atomic. Nu întârzie decât cu o secundă la fiecare 30 de miliarde de ani, de 2 ori mai mult decât vârsta Universului. Șmecheria, în loc să folosească ceasurile atomice cunoscute pe bază de microunde, acest ceas folosește lumină vizibilă, care vibrează de mii de ori mai repede decât microundele. Ceasul e mai precis. Cum funcționează? Captând zeci de mii de atomi de stronțiu într-o rețea de raze laser. Atomii sunt răciți la temperaturi incredibil de mici, microkelvin, pentru ca să nu scape din pensetele optice ale razelor laser și în felul ăsta să-și păstreze stările cuantice delicate. În aceste stări, atomii au tranziții cuantice precise date de stările lor de energie. Cu adevărat uluitor este că acest ceas poate detecta micile schimbări în dilatarea timpului cauzate de gravitație. Orice ceas coborât cu grosimea unui fir de păr uman întârzie cu câteva mii de miliardimi de miliardimi de secundă. Ai remarcat asta? Nu cred. Dar noul ceas măsoară așa ceva. Vă dați seama ce posibilități se pot deschide? De la înțelegerea efectelor gravitației la stări microscopice, cuantice, până la explorarea misterilor materiei întunecate și energiei întunecate, măsurând cu precizie ceea ce se întâmplă în cosmos. Tu ce ai măsurat cu un ceas ca ăsta? Asta a fost filmat deasupra României, duminică la ora 9:25 seara. E clar că este ceva care arde în atmosferă, pentru că partea din față este strălucitoare și în spate are coadă. Dar este un meteor sau un deșeu spațial? Cum îi putem diferenția? Păi după viteză. Meteorii sunt bolovani cosmici care intră în atmosferă la viteze mai mari de 10 km pe secundă, chiar mai mari de 30 de km pe secundă cât este viteza orbitală a Pământului. În schimb, deșeurile spațiale intră în atmosferă cu o viteză dată de viteza lor pe orbită, 7-8 km pe secundă, care este mai mică. Cum urma aceasta a fost filmată în timp real, înseamnă că s-a mișcat încet, ceea ce înseamnă că a fost un deșeu spațial. Se știe acum că este vorba de Starlink 1196, un satelit nefuncțional din șirul de sateliți al lui Elon Musk, care s-a prăbușit necontrolat și s-a dezintegrat deasupra Balcanilor. Tu ai găsit vreo bucată de resturi din el la tine în grădină? Vă mulțumesc că ați urmărit videoul meu până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare.
Nu uitați de linkul meu din descriere, astfel vă asigurați confidențialitatea cu Surfshark și obțineți 4 luni gratuite. Până la data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine, la revedere!